dimineața încă o dată, stimați colegi. Cer scuze, am avut o ședință mai de lungă durată cu colegii noștri din Suburbii. Haideți să începem, că avem foarte mult de muncit. Săptămâna trecută au fost zile de foc la propriu și am reușit împreună să amenajăm mai multe puncte anticaniculare și aici este vorba de un cort cu butelii de apă pentru trecători. Și vă rog foarte mult toate preturile în continuare, aceste lucruri să continuă, oamenii să fie la fața locului și să existe și apă. În caz de necesitate, domnul Gâlcă, verificați dacă continuă să fie tot așa temperaturile, poate la aceste corturi să vină și câte un asistent medical din când în când, ca să putem asigura și securitatea din alt punct de vedere. Tot în această perioadă am avut diverse cazuri cu privire la includerea sau deconectarea aparatelor de aer condiționat în transportul public. Unii oameni spun că este inclus și nu este nevoie de deschis geamurile, alții se deschidă geamurile și să nu includă aparatele de aer condiționat. Am avut și certuri între pasageri, unii vor una, alții vor alta. Toți șoferii au fost informați că includem aerul condiționat acolo unde este posibil. Sperăm că până la finele anului vom suplini cu unități de transport nou, astfel încât vom avea condiții și comodități. Menționez odată în plus, toate unitățile de transport, cele peste 60 de trolebuse planificate și marea majoritate aduse deja și puse pe linii, la fel și autobuzele, fie cu parcurs sau autobuze de noi, urmează să fie dotate cu aparat de aer condiționat. Repet, absolut toate. Deci noi nu avem unități de transport pe care le preparăm astăzi fără aceste condiții. Tot în perioada caniculară, toate străzile magistrale și o bună parte din cele secundare sunt stropite, sunt măsuri pe care le putem lua la nivel de municipalitate, ceea ce am rugat Direcția Comunală Locativă împreună cu spații diverse în perioadele când temperaturile sunt critice, să intervină și pe zonele trotuarelor și pe zonele spațiilor verzi, spațiilor publice care sunt amenajate pentru municipalitate, sistemele de irigare să funcționeze și havuzurile la fel să funcționeze. Am văzut unele reacții, am fost ieri vizat într-un fel sau altul referitor la școala numărul 86 din sectorul Buiucani. Sunt diferite interpretări în spațiul public. Vreau din start să spun că aproape 2 ani cât suntem împreună la executivul primărie, nu am fost observat că spun una și fac alta. Fiecare proiect pe care l-am inițiat l-am dus până la capăt și niciodată nu a fost cumva să facem rău orașului. Intențiile noastre rămân în continuare a fi foarte corecte în toate privințele. Și în cazul școlii 86 ne-am propus ca împreună cu colegii de la București, la fel cum a fost proiectul privind reabilitarea parcului al Uneo, să realizăm un proiect frumos, reconstrucția acestei instituții care este mult depășit în timp, iar pe unele segmente este chiar în stare de avarie. Ar fi o școală model, o școală modernă pentru foarte mulți copii din Preajmă. Deocamdată, la această etapă, este efectuat proiectul care se propune să fie finalizat în luna septembrie anul curent, după care vom depune toate actele și urmează să avem toate negocierile pe această parte, evident, în continuare, în cazul în care toate lucrurile vor merge bine, să fie făcute aceste licitații pentru a progresa. Am vorbit cu Direcția Educației să vorbească cu părinții și cu profesorii. Copiii și profesorii urmează să fie încadrați temporar în alte instituții. Atenție! Doar când va începe reparația propriu-zis, cu prezentarea proiectului către comunitate și toți cei care locuiesc în Preajmă. Deocamdată nimeni nu se mută și nimeni nu face nimic. Gimnaziul este în prezent, ceea ce tot este foarte important, frecventat de 152 de copii cu 22 de profesori, iar capacitatea acestei instituții la această etapă este de peste 600 de locuri și, spre regret, nu este valorificat. Liceul din Preajmă, Niciu Ilivițchi, este frecventat de 452 de copii, având o capacitate de 920. Sunt instituții care sunt cu solduri negative, deoarece bugetul acestora se acordă după formula per copil și nu este suficient, așa cum ar fi normal, pentru întreținerea instituției. Nu sunt politicile făcute de către municipalitate,
Noi trebuie să ne conformăm, noi trebuie să suplinim și acest lucru îl facem. Ziceam că dacă începem proiectul, va fi construită doar școala modernă, atât de necesară pentru sectorul Buiucani. Cu toate extinderile pe care le-a avut municipalitatea în acest an, cu toate extinderile pe care zeci de ani le-a avut municipalitatea, spre mare regret, nimeni nu s-a îngrijit până acum să creeze o școală nouă, o grădiniță nouă. Iar în ultimii doar 2 ani de zile, pentru anul bugetar 2020 și pentru anul bugetar 2021, în 2020 am acordat peste 100 de milioane pentru proiecte de reabilitare a infrastructurii educaționale, atât reparații curente cât și reparații capitale, iar în acest an avem peste 130 de milioane planificate, inclusiv pentru deschiderea 3 grădinițe noi, sunt planificate mijloace financiare în sumă de 23 de milioane 500 mii lei, în sectorul Buiucani 2 instituții cu aproximativ 13 milioane 500 mii lei. Instituțiile educație timpurii 3 și 18, caiet de sarcini și de vizile de topie sunt elaborate și în curs de publicare pentru demararea procedurii de achiziție publică. Iar în sectorul Râșcani, o instituție cu aproximativ 10 milioane lei, este vorba despre instituția de educație timpurii numărul 28 în lucru la elaborarea proiectului. Pentru reparația capitală și extinderea 6 școli au fost alocate mijloace financiare în sumă de 34 de milioane 700 mii lei. Este vorba despre construcția de complexe educaționale. Ceea ce am zis până acum, practic nu s-a realizat. Aveam un exemplu pozitiv la Chiril și Metodiu. Vrem să extindem aceste experiențe și în alte instituții educaționale. În sectorul botanică este vorba despre 3 instituții cu o valoare de 26 de milioane 200 de mii de lei, liceul teoretic ProSucces, în lucru gimnaziu numărul 6, este vorba despre acea instituție pe care, propriu zis, am întors o municipalitate, chiar dacă avem unele neclarități cu Ministerul de Interne, urmează să le clarificăm pe parcurs, dar vreau să știți că este pentru prima dată când municipalitatea întoarce bunurile și obiectivele pe care le-a avut în posesie, la fel ca și 10 de hectare în această privință. În sectorul Ciocana este vorba despre gimnaziul Stelian Grama, unde a fost primit certificatul de urbanism și se lucrează la elaborarea proiectului, o instituție în care urmează să investim cel puțin în această etapă 2 milioane de lei. Sectorul Roșcani, liceu teoretic Mihai Lomonosov, care este în lucru și în proporție de 83% se muncește în acea zonă, împreună cu liceul teoretic Waldorf, la care se lucrează la proiect, în total o sumă de 10 milioane lei. Sunt alocate aproximativ 11 milioane 350 mii lei pentru reparații capitale și curente pentru redeschiderea a 26 de grupe noi la grădinițe și aproximativ 3 milioane 600 mii lei pentru dotarea culturală, mobilier, inventar și echipament. Astfel, în sectorul botanic, 7 instituții educaționale timpurii, aproximativ 8 milioane de lei, este vorba de 99, 103, 165, 168, 180, 44 și avem o contestare la grădinița 141. În sectorul Buiucani, o instituție educațională, este vorba despre numărul 26, în sectorul centru 226, în sectorul Râșcani 5 instituții, instituție educațională timpurii 13, școala grădiniță 199, 38, 108 și Orfeu. Din totalul de 14 instituții educaționale timpurii pentru redeschiderea 26 de grupe noi, în 2 instituții pe care este finisat lucrul, 9 instituții sunt în lucru, 2 instituții spre contractare, o instituție la contestare. În ultimul an, cum spuneam, am reușit împreună cu juriștii, și aici vreau să mulțumesc întregului bloc juridic, în frunte cu colegii noștri și domnul viceprimar Ilie Ceban, să întoarcem mai multe terenuri, clădiri acaparate și chiar instituții educaționale. Ziceam de școala 6 de la Botanică, grădinița numărul 28 Magda Isanus, grădinița 48 de la Buiucani,
Asta nu înseamnă că toate problemele pe zona asta sunt rezolvate, dar vreau să cunoașteți că suntem preocupați permanent de aceste subiecte. Și ieri tot am văzut în unele comentarii, suntem întrebați de școala 52, o școală închisă aproximativ 9 ani de zile în urmă, unde s-a vrut să se intervină. Nu credem că a fost corectă această decizie atâta timp cât nu a existat evaluarea pe partea de expertiză tehnică. Am zis că împreună cu celelalte instituții suntem în proces de identificare a soluțiilor și finanțării. La școala 52 a fost efectuată expertiză tehnică. Cam așa stau lucrurile. Și nu vreau să aud că primăria are altfel de intenții. Intențiile sunt doar nobile și avem de gând să căutăm să finanțăm reorganizarea, modernizarea, extinderea și crearea de facilități noi pentru copiii din capitală. La fel, accentuez, și în suburbii anul trecut prioritatea numărul 1, dar și în continuare în acest an rămâne ca banii să fie repartizați pentru reparația, pentru ducerea la capăt a proiectelor ce ține de instituțiile educaționale, avem mai multe grădinițe, cum ar fi la Polănița, cum ar fi la Păcioi, instituții educaționale, școli sau grădinițe de la Sângera, cum discutăm despre Durlești și multe altele. De asta insist ca în aceste abordări să fim cât se poate de corecți. Eu, repet, am și eu copii și știu cât este important grădinița, școala pentru zonă, pentru educație în general și cât de important sunt educatorii și profesorii ca să lucreze în condiții bune. Iată de ce în continuare vom investi în acest domeniu. Repet, niciun teren nu a fost pe durata mandatului pe care îl gestionez furat de la municipalitate, date sub masă. Nici o instituție educațională nu a dispărut și nu va urma să dispară. Au existat decizii ale instanței de judecată privind ceea ce a fost anterior. Anterior au fost multe bazaconi, dar vă dau toate asigurările că suntem orientați ca toate lucrurile să fie cât se poate de transparent și în beneficiu municipalității și al locuitorilor. Tot în această perioadă au loc lucrările de reparație în cadrul proiectului de eficiență energetică la 20 de instituții educaționale din capitală, 14 școli și 6 grădinițe. Urmează 3 spitale. Se schimbă tot, sunt schimbate rețelele, se face revină în subsol, pereții, fațada, acoperișul și multiple alte lucrări. Aceste instituții urmează să arate frumos, dar și vor fi încălzite termic și reparate așa cum nu au mai fost anterior. Așa lucrări nu au mai avut loc. Este un proiect inedit și în premieră. Împreună cu cele instituții educaționale care sunt la autofinanțare, cum ar fi, de exemplu, Spiru Haret, unde a avut loc termoizolarea clădirilor, dar și altele, vrem ca pentru toate aceste instituții să fie cât se poate de bune condițiile. Totodată, acolo unde s-au dat bani pentru reparații, stimați conducători de grădinițe și școli, nu cumpărați și schimbați perdelele, dar faceți comunitate pentru că toți copiii să aibă toate cele necesare pentru a învăța în confortul la un standard ridicat. Nu puneți în devizul de cheltuieri 10 calorifere, dar schimbați 3, nu luați cea mai ieftină brecotă și pot infinit enumera aceste lucruri, nu economisiți pe copii. Despre aceste încălcări cunoaștem și grupul de supraveghere, la fel, cunoaște acest lucru. Vom anunța și organele competente ca ele să facă dreptate în aceste cazuri. Admitem că au fost scumpiri și sunt în continuare scumpiri la materiale de construcție, dar vreau ca aceste verificări să se facă foarte minuțios și banii trebuie să urmeze copilul la propriu, din toate punctele de vedere. Doamne Tasevici, domnul Păvăloi, toate rapoartele cu repartizările financiare către instituțiile educaționale, cheltuielile făcute de acestea în parte să fie făcute public, ca fiecare părinte să cunoască cât a dat primărie și pe ce conducere a școlii sau grădiniții au cheltuit banii. În continuare, despre drumuri, proiecte și comborarea gropilor de pe străzile orașului, probabil cea mai importantă problemă la ziua de astăzi. Nu pot să spun că sunt mulțumit de dinamica în care se lucrează.
Au fost executate multe adrese, dar mai este foarte mult de muncit. Am fost asigurat că se va lucra mult. Deocamdată vreau să cred că sunt alte motive de ce cam mai încet decât am fi planificat. Și dacă nu voi vedea masiv că se lucrează, voi începe pe mersa. Au fost alocați și bani doar ca să fie lucru făcut. În urmă, la apă canal, mai sunt tăieturi și pus pietriș ca la gospodari. Ieșiți în teren, stradă cu stradă, dar și prietorii, unde văd situații cu grav, bateți, vă rog frumos, alarma. Repet, în acest an avem alocate surse, cele mai multe, poate de până acum, pentru reabilitarea infrastructurii rutiere peritonale, inclusiv în curțile blocurilor de locuit. Domnul Mihalache, domnul Tomiță, dacă sunteți, vă rog frumos să vă referiți la subiect. Bună ziua, stimați colegi, bună ziua, domnul primar. Într-adevăr, țin să menționez că anul curent, de către ex-grupul și companiile care au fost contractate, au fost executate și se execută în continuare un volum de lucrări impresionant, din simplu motiv că am intrat în campanie de executare a lucrărilor foarte târziu și întârzierile le cunosc toți. Pot să menționez că din proiectele mari... Haideți odată în plus să accentuăm, pentru că oamenii ne întreabă. Deci am întârziat din cauza procedurilor birocratice neaduse și nepuse la punct de către autoritatea centrală, în special Ministerul Economiei, despre care am atenționat în repetate rânduri, începând cu luna ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. Acum ceea ce facem ne-am luat pe cont propriu, pentru că de fapt nu puteam interveni și așa au rămas fără grijă atât aleia de la Mircea cel Bătrân, cât și gropele din curțile blocurilor locuit, dar le vom repara, repet, cu o dinamică mai sporită acum și încă o dată mersi și salutări celor de la Ministerul Economiei. Da, domnul primar, într-adevăr, asta este cauza și astea sunt pricine din motivul care suntem astăzi în întârziere. Trebuie să menționez că obiectivele care au fost planificate de a fi finalizate anul curent, și în special Inculeț, Alea Mircea cel Bătrân, nodul rutier Calea Basarabiei, de asemenea inițierea străzii Cheilor, ele în principiu sunt în stare de execuție în mare majoritate spre final. Mă refer la Inculeț care a fost finalizată, Alea Mircea cel Bătrân urmează să finalizeze săptămâna curentă cu pozarea betoanelor asfaltice. Ceea ce ține de nodul rutier Calea Basarabiei, avem un grad de executare de aproximativ 45%. Ceea ce ține de strada Cheilor, suntem la faza montării bordurilor și lucrurile de înveliș asfaltic urmează a fi inițiate după ce se finalizează amenajarea parcărilor și trotuarului. În cazul străzii Bielinski, săptămâna curentă vom iniția pe tronsoane să pozăm asfaltul cald, în special stratul de binder, după care va urma și stratul de uzură. În ultimul rând, țin să menționez că în cadrul executării lucrărilor pe parcursul anului curent, ele au fost inițiate la 1 iunie, am avut perioade destul de extinse de ploi, dar necătând la aceasta au fost executate lucrări de pozarea asfaltului și lichidarea acelor situații de avarie și găurilor de pe drumurile din municipiul Chișinău pe suprafață de aproximativ 28.000 de metri pătrați. Paralel s-a lucrat și cu injectarea. În cadrul procesului de injectare a fost posibil și a fost executate lucrări pe suprafață de 8.900 de metri pătrați. Un alt obiectiv care stă în fața primăriei este și aplicarea marcajului rutier. La acest subiect a fost aplicat marcaj rutier pe suprafață de 13.000 de metri pătrați. Mă refer la marcajul rutier longitudinal și treceri pietonale de aproximativ 3.000 de metri pătrați. La ora actuală, dacă până acum aceste lucrări se executau doar de către compania Exdrupo, întreprinderea municipală Exdrupo, la moment este încadrat și o altă companie care urmează să se implice activ în aplicarea marcajului rutier. Și în special atragerea companiilor
noi sau suplimentare în executarea lucrărilor se face anume din motivul că am început cu întârzieri și dorim să executăm și să acoperim un volum cât mai mare de lucrări. Aici tind să mă refer la proiectul și programul Curți Confortabile, un cadru care sunt implicate sectorial, în fiecare sector a municipiului Chișinău, companii separate care execută lucrări cu scopul de a urgenta și de a finaliza cât mai repede posibil aceste lucrări în toate sectoarele municipiului Chișinău. Paralel cu acest... Domnul director, dacă îmi permiteți aici doar un singur moment. Eu vreau ca să fie făcut o hartă interactivă, ca oamenii să poată vedea exact unde se fac aceste intervenții. Vorbiți cu departamentul nostru creativ și în câteva săptămâni rog ca toate aceste lucruri să poată fi plasate. Pentru că noi intrăm într-o curte obiectiv. Alți 20 din diferite alte curți vor să se facă reparații și în curțile lor. Este normal acest lucru pentru că, repet, 90% din infrastructura urbană în curțile blocurilor de locuit este pur și simplu într-un dezastru total în care nu s-a intervenit de ani de zile, de zeci de ani de zile. De asta vă rog foarte mult. Obiectivul nostru ar fi 15-20% din curțile blocurilor de locuit cu reparații curente, plombare, frezare, injectare, să fie în acest an finalizată din municipiul Chișinău. Eu înțeleg că este un obiectiv foarte ambițios, dar așa cum am discutat, am orientat banii respectivi în acest sens și trebuie să ne ridicăm la așteptările oamenilor. Totodată, foarte important să fie verificată în permanență calitatea lucrărilor. Nu am pus, de exemplu, în unele zone asfalt pentru acele cratere care există, a venit ploaie și le-a luat la var. Asta tot este foarte important, nu facem lucrări două ori. Nu pot să spun că exact am informații că s-a întâmplat așa, dar vă rog foarte mult pe partea asta de verificare. Cu marcajul, dacă este nevoie, vă rugăm foarte mult să se lucreze și sâmbătă și duminică. Chiar dacă ar crește tarifele la salarizare, inclusiv noaptea, mai ales pe străzile magistrale și toate peietonalele, trecerile de peietoni, este foarte important acest lucru. Pentru că nici pe bulevardul Moscovin, că nu este dus la capăt, care este o arteră principală pentru sectorul Râșcani, dar nici în alte părți. Nu putem să ne permitem acest lucru, să-l întindem foarte mult. Rog concentrația pe partea de ex-drup, rog companiile care facă acest serviciu în bază de contract, dar să nu întindem prea mult. Înțeleg că au fost impedimente și obiectiv nu a depins doar de către instituțiile municipale, dar gata, scuzele s-au terminat, arătatul cu degetul în altă parte s-a terminat. Trebuie să ne punem maximum efort ca să realizăm mai multe lucrări calitativ în acest sens. Continuați. Da, domnul primar, totodată sunt să atrag atenția, după cum s-a menționat anterior, urmează să inițiem procesul de aplicare a benzilor dedicate pentru transport public. Săptămâna curentă urmează să inițiem, dacă în timp favorabil, să finalizăm aceste trasee de benzi dedicate care sunt, urmează în scurt timp de a fi inițiat, și anume pe aceste vor fi executate în primul rând pe strada Grigore Vieru, Bodoni, Matievici între Bodoni și strada Pușkin și strada Pușkin, și vor fi aplicate cu scopul de a fluidiza și a crea un acces cât mai confortabil pentru transportul public în scopul asigurării unui serviciu calitativ cetățenilor și în special locuitorilor și vizitatorilor municipiului Chișinău. De asemenea, țin să menționez că săptămâna trecută au fost desfășurate lucrări în continuare masive pe strada Creangă. Pe această stradă au fost în tronsonul Belinski și rondul Calea Ieșilor Constituției. Au fost aplicat stratul de uzură în volum de peste 9600 de metri pătrați și în zona străzii Coca, Ștefan cel Mare, au fost executate lucrări de frezare și pozare a 700 de metri pătrați de strat de fundație, în scopul restabilirii și asigurării unei portanțe sporite acestui tronson, din motivul că
atât ploile cât și structura de fundație a drumului, există riscuri să cedeze în procesul de exploatare care ne-l dorim să fie unul de durată. Paralel, de asemenea, în zona respectivă se fac lucrări de mijlocit ce ține de amenajarea întrăierii centrale în zona parcului Dendrariu. De asemenea, aceste lucrări sunt executate de către antreprenori și tot în zona parcului se execută lucrările de pozare a canalizării menajere și în perioada săptămânii precedente au fost pozate 80 de metri liniari de țavă de 800 de milimetri și construit un cămin de vizitare cu diametru de 2000 de milimetri. De asemenea, puțin să menționez că pe strada Creangă se întreprind toate măsurile pentru a evita viitoarele acumulări de ape pluviale și în special este restabilirea și reconstruirea sistemului pluvial, în special în zona Universității Creangă și practic tot tronsonul, acest sistem a fost revizuit și reconstruit pentru a crea acele premize de a evita ulterior acumulările și inundațiile care le-am avut în zona râului Durlești. Paralel, în scopul dat, se lucrează destul de intens și în asupra curățarei râului Durlești care se revarsă în râul Bâc. În zona respectivă, în zona de evacuare acestor ape pluviale, se fac lucrări de curățare a Albiei cu implicarea companiei Ex-Grupo. De asemenea, domn primar, sunt să atrag atenție că paralel cu aceste lucrări, de către întreprinderea municipală în Lumtec se execută lucrări de reparație sistemului de luminat atât stradal cât și în curțile blocurilor. Este atras o atenție sporită a celor sesizări care le-am avut atât prin intermediul sistemului electronic de sesizare a celor neconformități Eu Chișinău. În acest aspect au fost înlăturate peste 15 plângeri sau neconformități, implicând un buget de aproximativ 500.000 de lei. În special, s-a lucrat în curțele din toate sectoarele municipiului Chișinău, în curțele în care au fost sesizate astfel de plângeri. Ne conștientizăm faptul că situația urmează a fi îmbunătățită în aproximativ 50-60% din curți, dar pe parcurs vom interveni pe măsura posibilității și în celelalte cazuri care necesită și în care urmează a fi întreprinse aceste intervenții. În principiu, asta este tot, domnul primar. Da, reiterez accesul la cele 9 instituții educaționale și la alte instituții educaționale, cred că data de 1 septembrie, să fie concentrația maximă pe aceste lucrări, cu un orar foarte bine determinat și cu o evaluare în teren foarte, foarte exactă. Totodată, cu benzile dedicate, vă rog frumos, cât se poate de curând, dar discutați și cu poliția la acest capitol, deci, așa cum ziceam, Grigori Vieru, Bodoni, Matievici, între Bodoni și Pușkin și Pușkin. Și evident să vedem cum putem extinde area acestor benzi dedicate pe străzile magistrale ca să putem conecta. Diferite zone ale municipiului Chișinău. În această săptămână urmează să lansăm nouă rută de troleibus pe strada Columna. Am vrut să întreb dacă toate lucrurile sunt puse la punct, dacă este gata indicatoarele rutiere, mai ales în zona perimetrului străzii Columna între Pușkin și Bodoni. Da, domn primar, într-adevăr au fost întreprinse acțiuni de pozare a celor indicatoare rutiere pentru a crea posibilitate de acces a troleibusului, în special în strada Columna. Au fost sesizați și sunt informați acei șoferi care parchează în zona Columna, în special în zona parcului, pentru a
evacua aceste autoturisme și pentru a evita pe viitor aceste posibile ambuteiaje și posibile incomodități pentru transportul public. Poliția rutieră ne ajută în acest fapt. Ne străduim cât de repede posibil pentru a crea acel traseu confortabil pentru a putea pune în circuit transportul public pe această nouă linie de contact creată anul curent. Vedeți, poate în această zonă, poate fi împreună cu colegii noștri de la Universitatea Tehnică gândit cel puțin în perimetru Columna și Pușkin-Bodonie, la fel să fie banda dedicată organizată cumva alături de semnele circulației între ele. Da, domn primar, o să examinăm acest obiect. El și-a fost ridicat inițial în momentul când se construia această linie de contact, dar s-a propus să fie examinată în ansamblu, reieșind din inclusiv situația care se va crea după construirea acestor benzi dedicate pe strada Pușkin, pe Bănulescu-Bodonie. Se va vedea care este impactul acestor benzi dedicate, inclusiv în zona Columnei. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi, în această săptămână, la sfârșit de săptămână, sâmbătă și duminică, au avut loc două maratoane în Chișinău, la Palatul Republicii, Rapelul cu Sputnik și maraton organizat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie. Vreau să le mulțumesc enorm de mult tuturor cadrelor medicale și serviciilor implicate, direcții sănătate. Au fost evenimente organizate impecabil. Ceea ce s-a întâmplat la Palatul Republicii este jos pălăria, când deja la ora 9 și ceva, 2800 de oameni au fost vaccinați. Rândul a fost pur și simplu absorbit cu o intensitate record. Vreau să le mulțumesc colegilor de la Spitalul Sfânta Treime, domnul director Cudu, domnul Gâlcă, de la Direcția Sănătății pentru implicare și, evident, prietenilor noștri deja fideli în aceste diferite evenimente pe care le organizăm la Chișinău, cu participarea voluntarilor de la Centrul Municipal de Tineret, Petru Grecu și mulți alți colegi care sunt în fiecare zi implicați în diferite evenimente de acest gen. Maratoanele demonstrează eficacitatea și dorința oamenilor de a se vaccina. Noutatea bună este că avem vaccinuri suficiente și diferite la moment și maratoane de vaccinare pot și poate trebuie să fie organizate în continuare. Avem, spre regret, încă o vaccinare acoperire, haideți să spunem așa, vaccinală, modestă în Chișinău, deși rata este cea mai înaltă pe țară. Solicit Direcției Generale Asistență Socială și Sănătate să extindă capacitatea de vaccinare la Centrul Municipal de Vaccinare. Acolo există spații suficiente pentru a dubla numărul punctelor de vaccinare. Îmi doresc ca în Chișinău, în fiecare zi, să fie zi cu maraton de vaccinare anticovid pentru a atinge cât mai rapid rata de vaccinare de 70% și Chișinău să devină municipiu cu risc scăzut de COVID, iar locuitorii cât se poate de sănătoși și protejați. Vedeți ce se întâmplă în alte zone, chiar acolo unde situația parcă se ameliorase. De asta trebuie să fim precauți în acest sens. Este foarte important, inclusiv pentru securizarea și desfășurarea fără restricție a noului an școlar. Astfel, la Centrul Municipal de Vaccinare vom anunța maratoane de vaccinare cu toate tipurile de vaccin disponibile. AstraZeneca, Johnson & Johnson, din câte înțeleg, autoritățile centrale spun că urmează să vină și Pfizer-ul, există și Sinovac și Sinopharm, trebuie să vedem ce putem face în acest sens, ca toată lumea care își dorește un vaccin anume să poată veni cu aceste intenții bune de a se vaccina. Organizarea infrastructurii de vaccinare a fiecărui punct de vaccinare implică eforturi și resurse enorme, atât umane cât și financiare. Din aceste considerente vom examina amplasarea autobusului de vaccinare în zilele de weekend la Piața Centrală. Acum vreau foarte mult să mulțumesc doamnei voluntari, Direcției Culturii, iar și voluntarilor noștri și tuturor celor care au participat la desfășurarea pe parcursul a 4 zile a unui
evenimentelor extraordinare la Chișinău, în premieră, deci Festivalul Te Salut Chișinău, 585 de ani, de la prima atestare documentară a Chișinăului, am avut oameni frumoși, oameni dragi, oameni mulți în această perioadă. Aveam foarte multe aprecieri pozitive din partea locuitorilor municipiului Chișinău. Ne dorim ca municipiul Chișinău să devină și o capitală culturală. În continuare suntem deschiși pentru a organiza aceste dialoguri sociale cu participarea talentelor noastre în municipiu. Acum suntem în parteneriat cu diferite entități economice pentru a desfășura festivaluri, târguri, concerte împreună. Municipiul Chișinău merită să fie, cum am zis, o capitală culturală în care oamenii să poată socializa, în care oamenii să poată vedea frumos, în care oamenii să poată petrece timpul liber, indiferent de vârsta pe care o au. Am zis că am dezlocat în spațiile din municipalitate. Am avut diferite locații. Domnul Carboroc, să ajutați Direcția Cultură să reabiliteze acele zone verzi unde au fost eventual deci, deteriorate unele sau altele elemente. Doamna Olga Ursu, vă rog frumos, dacă puteți să ne spuneți referitor la târgurile sezoniere. Sunt foarte binevenite și vă rog așa până la finalul verii pentru a susține producătorii de fructe și de legume în toate zonele, în sectorul botanic, care erau solicitări de la Bocioi, de la multe alte suburbii ale noastre, la fel ca și în sectorul Roșcani, în sectorul Buiucani, am văzut că este foarte solicitat. Domn pretor, deja au trecut 10 zile de când ați spus că vom finaliza cu parcarea aceea, pentru că e singura zonă în care arată foarte urât și oamenii sunt foarte solicitați să stau cu mașinile prin gropile din zona parcului Alunelu. Vă rog foarte mult să interveniți săptămâna asta și să faceți probleme. Doamna Ursula, vă rog suficient. Bună dimineața, domnule primar, bună dimineața, stimați colegi. Inițial, prin dispoziția din aprilie, au fost aprobate 15 amplasamente pentru desfășurarea târgurilor de weekend cu produse autohtone, produse agricole autohtone. Ulterior, în urma ședinței care am avut-o săptămâna trecută cu pretorii și cu Direcția Generală Economie și Comerț, au fost stabilite încă două amplasamente suplimentare la cele existente, unul în sectorul centru pe Destemițeanu 30 și altul în sectorul Ciocana pe Mișa cel Bătrân 1. Respectiv, în momentul de față, sunt 17 amplasamente pentru târgurile de weekend. Suplimentar, pentru susținerea producătorului autohton, au fost aprobate 9 amplasamente pentru târguri permanente cu produse autohtone în două sectoare ale orașului. Și acestea vor fi desfășurate începând cu ziua de astăzi până pe 31 august. Procedura a rămas aceeași. Deci, pentru comercializarea acestor produse, producătorii autohtoni trebuie să depună o cerere, o solicitare la plăturile de sector, și acestea urmează să elibereze pentru fiecare loc de comercializare separat, să elibereze o autorizație de funcționare. Asta este tot, domn primar. Eu aș vrea să suplimentar, să mai informez că săptămâna trecută au fost aprobate modificările la regulamentul privind comerțul, desfășurarea activității de comerț în municipiul Chișinău, ceea ce ține de terasele pe lângă unitățile de alimentație publică sau terasele adiacente. Respectiv, aceste unități comerciale pot să depună notificarea la Direcția Comerț, iar preturile rog să pregătească toate schemele de amplasament, ca acestea să fie eliberate în caz că solicitarea a fost sau a întrunit toate condițiile necesare. Mulțumesc! Eu vă rog foarte mult pentru săptămâna viitoare să vă gătiți și informații cu privire la mersul lucrărilor, cu privire la elaborarea cărții investiționale și a profilurilor investiționale pentru municipiul Chișinău, forul investițional, cum stau lucrurile cu privire la strategie de comerț, dar și alte detalii pe domeniul dumneavoastră de competență, să faceți o scurtă incursiune, ca oamenii să știe care sunt prioritățile până la sfârșitul anului, în acest sens. Vă mulțumesc foarte. Salubrizarea orașului. Domnul Carp, domnul Brudiumov și domnul Tudor, vă rog să veniți cu apreciere, acum, mai ales în weekend.
Eu știu, dar haideți să știți și oameni. Domnul Carp, vă rog să vă referiți și la Ambrozie și Direcția Comunală Locativă la restul de tale. Grandeață. Pe parcursul săptămânii trecute, la lucrările de salubrizare, au fost implicați 273 de angajați, 50 de unități de transport. S-a intervenit la salubrizare pe o suprafață de 205 hectare, s-a evacuat 32 de rute de gunoi. De asemenea, s-a cosit iarba pe gazoane și alimente stradale, parcuri, scoaruri, pe o suprafață de 94 de hectare, s-au evacuat 35 de rute de iarbă. Pe parcursul lunii iunie-iulie s-a intervenit la cosit pe 1000 de hectare. S-a amenajat gazon, 500 de metri pătrați, s-a semănat 950 de metri pătrați. La lucrările silvotehnice, pe parcursul săptămânii au fost dobărâți 110 arbori, curățați 183. S-a luat la evidență 80 de metri cubi de lemn și 384 metri steri de creangă. De lucrarea căpușilor s-a lucrat în parcul Valea Morilor pe o suprafață de 8 hectare. Ambrozia s-a intervenit cu erbicide pe 1,6 hectare, traseul Dacia, bulevardul Dacia Aeroport, strada Vasile Lupu, strada București, strada Panhalipa, strada Grenoble, strada Drumul Viilor, scoarul din Ginta Latină, strada Vadului Vodă, Albișoara, alimentul stradal și fâșia riverană a râului Bic. S-a intervenit, s-a combătut ambrozia prin metode tehnice, adică prin cosire, în grădina publică a Lunelu, șoseaua Balcani, parc pădurii Butoiaș, parcul la Izvor, pădurii parc Râșcani, parcul Valea Morilor, scoarul Academiei. În afară de aceasta, sâmbătă s-a lucrat masiv la dobărârea arborilor uscați pe strada Florilor, s-au dobărât 12 arbori uscați, pe bulevardul Dacia s-au dobărât 43 de arbori uscați, pe sfatul Țării 4 arbori uscați. În total s-au dobărât 59 de arbori, sâmbătă s-au curățat 8. Săptămâna asta prelungim mai departe amenajarea gazonului pe Alea Mircea cel Bătrân, strada Pușkin, Grigori Vieru. Și de asemenea prelungim cositul pe alimente de stradale, parcuri și scoaruri. Asta e tot, domnul primar. Gina, o secundă. Eu v-am auzit o secundă, domnul. Am vrut să aduc la cunoștință că toate havuzurile și sistemele de irigare care sunt în gestiunea spațiilor verzi lucrează permanent după grafic. Havuzurile lucrează de la 10 până la 21. Ziua de profilaxie este luni. Dezinfecție, spălat, curățat. Să mă informați, vă rog, așa cum am rugat, săptămâna viitoare la ședință operativă, ce ați discutat cu primarii din suburbii, verificați minuțios. Domnul Gârbu, am vorbit despre instituțiile educaționale. Eu v-am transmis acolo Ambrozei cât unii directori din înălțime. Să-și verifice fiecare gospodăria lui. Preturile să verifice în concordanță cu... acele obiective stabilite. Domnul viceprimar Lige, mă rog frumos, la fel în facturile care vor veni, atenționare că vom penaliza drastic. Domnul primar, avem o astfel de indicație în facturi, de la începând cu luna mai. Când am finalizat cu marea curățenie, am inclus acest mesaj către populație. Trebuie cumva să intensificăm, pentru că ceea ce am văzut în unele instituții educaționale, pur și simplu n-are. Și dacă asta se întâmplă în instituții educaționale, atunci ce mai vorbim despre agenții economici sau lor le pare că sunt flori de câmp, poate.
pe urmă vin cu fața cât roșie, cât nu știu ce, stărnută și tușesc. Dar să-și facă o curățenie în ogradă, nu vă. Și poate să avem două, trei atenționeri cu procese verbale foarte clare și să-i facem, să chemăm colegii noștri de la presă. Asta o să facem. Am discutat și vineri cu... Să punem amenzi foarte dure, așa cum prevede legislația. Acum se lansează concursurile pentru agenți constatori în cadrul preturilor și ca să fie suplinite cele funcții. Acuși o să avem, deja presimt că o să avem probleme. Și noi dacă facem cât de cât curat în gospodăria noastră, păi în gospodăriile oamenilor, agenților economici, nu este bine. Și spre mare regret, oamenii noștri nu înțeleg altfel decât prin faptul de a fi sancționat. Și, domnul Carp, repet, discutați cu suburbile și vedeți care e situația acolo. Eu am impresia că o să fie lanuri de ambrozii și noi nu putem să-i ajutăm în zona aceea, dar să-și facă și ei curat acolo. Domn primar, noi de fiecare dată când se adresează din suburbii, da, într-adevăr, unde ei sunt incompetenți sau n-au cu ce să lucreze. Domn Carp, eu vă rog, băteți la cap. Domn Tudor, în fiecare zi băteți la cap. Domn primar general, bună ziua! Noi suntem permanent la legătură cu primarii, deci primăriile au bugetele lor. Noi doar putem să intervenim, să le indicăm acolo locuri unde sunt. Noi... Ei, găsiți-vă timp, faceți o navetă prin toate suburbiile. Ei iau, dar voi discutați la telefoane de diferite birouri. Al noștri intervin în teren, dar ei discută din birou. Tot ok, tot bine. Sub control. Sub control și de sub cabinetul primarului. Într-adevăr este un ban de ambrozie. Scoate nasul pe fereastră și la el totul e sub control. Avem și astfel de situație. Da, avem și primari responsabili. Domnule Chi, stația de proare apelor rezidale. Suntem în luna iulie. Ce se întâmplă acolo? Apă canal este? Cineva spune? Da, bună ziua, domn primar. Bună ziua. Stație de purare. Domn primar, stația de purare funcționează în regim normal. Pentru data de 14 am avut ședința de progres cu consorțiul Pasavant și Pfeiffer, unde le-am atras atenția la respectarea graficului care a fost ulterior prezentat de către ei. La moment continuă lucrările la clădirea de pretratare, la linie de fermentare a namolului. În șantier sunt circa în jur de 50 de muncitori și conducerea Pasavant și Pfeiffer ne-a zis că vor atrage o atenție sporită la respectarea graficului. Celelalte instalații tehnologice a stației de epurare funcționează în regim normal, abatere de la normative nu avea. Agenții economici, miros urât. Referitor la agenții economici, pe parcursul de pe data de 12.07 până pe 16.07 au avut loc 12 controle inopinate la 12 agenții economici la care au fost preluate probe. La fel au avut loc și 23 de controle ordinare la 23 de agenții economici. Acum, la moment, probele sunt prelucrate în laborator și după rezultatul probelor vor fi luate către ei măsuri. V-am rugat, domn director, să ne dați și detalii cu privire la verificările în teren, pentru că, repet, sunt gospodari dacă care au case. Spuneți. Dacă îmi permiteți, pentru perioada precedentă au fost efectuate 171 de verificări în teren, unde au fost depistate 10 încălcări,
nouă încălcări se referă la conectare neautorizată la sistem public de limitare, la sistem public de canalizare și o încălcare a fost depistată și ține de violare a sigiliului operatorului. Asta a avut din 171 de inspectări. În continuare, continuăm inspectarea și inventarierea consumatorilor casnici și non-casnici. Domnul director, sub control personal ceea ce v-am rugat. În primul rând, mirosul care potențial așa am trecut. Chiar dacă au fost 9 zile cumulativ din tot an, dar au fost. Haideți acest lucru să nu existe anul prim. Știm că buba este și la agenții economici, de asta vă rog în detaliu. Și neatenționați, dacă apare problema, nu post factum. Dar înainte de asta. Bine. O să vedem cum o să fie bine. Domnul Talmanș, eu Chișinău.media. Bună ziua, domn primar general, stimați colegi. Vreau să informez că în perioada 1 iulie 16 iulie, locuitorii municipiului Chișinău au raportat 281 de sesizări prin intermediul platformei eu Chișinău.media. Deci în sectorul Botanica au fost raportate 87 probleme, sectorul Ciocana 41, sectorul Centru 57, sectorul Râșcani 59, sectorul Buicani 37. Din numărul total de raportări parvenite pe parcursul săptămânii precedente, soluționate au fost 25, în lucru 117, respinse 9. Alte 95 sesizări au fost preluate spre examinare. Deci, pe parcursul perioadei au fost soluționate următoarele, deci probleme care se referă la iluminare și semafoare, salubrizarea parcurilor și scoarelor din capitală, evacuarea gunoiului, lucrări la rețelele subterane, etc. Celelalte probleme se află în proces de examinare la subdiviziunile de profil ale primăriei municipiului Chișinău, după cum urmează. Deci, până în prezent, Direcția Locativ Comunală este responsabilă de 34 de sesizări, Direcția Transport este responsabilă de 75 de sesizări, Regia Exdrupo 28 de sesizări, Asociația Gospodării a Spațiilor Verzi 22 sesizări, Întreprinderea Lumtech 15 sesizări, Autosalubritate o sesizare, Ap Canal 6 sesizări. Restul problemelor sunt monitorizate și examinate de către preturile de sector. De la lansarea platformei Eu Chișinău până în prezent au fost înregistrate în total un număr de 7564 de sesizări. Din numărul total al sesizărilor semnalate au fost soluționate până în prezent 4281 de sesizări. Adică avem peste 60% din sesizări sunt executate. Asta e tot, raport finalizat. Noi vă rugăm foarte mult preturile de sector, regiile, la această etapă să direcționeze oamenii pe aceste platforme, să transmit pe toate căile posibile. Și asta nu înseamnă că întotdeauna poate monitoriza. Sunt la mine pe rețele de socializare, sunt la prieturi pe rețele de socializare, sunt la preturi, la primării. Să încercăm să orientăm cât mai multă lume pentru a putea eventual controla aceste sesizări într-un singur loc. Pentru că de altfel este foarte, foarte complicat să ținem cont de toate acestea. Deci este un portal oficial a primăriei municipiului Chișinău. Vă rugăm toate adresările să fie fixate acolo. Chiar dacă avem pe unii o întârziere sau unii ia mai mult timp să le analizăm și să intervenim, dar acolo este platforma unde pot fi aceste lucruri înregistrate. Pentru că altfel, fiind dispersate peste tot, este foarte complicat să le adunăm și să le monitorizăm. Colegi, pe final vreau să spun că noi avem un parteneriat extraordinar cu Centrul Municipal de Tineret și proiectul strategiei municipale de dezvoltare sectorului de tineret pentru 2021-2026 și plan de acțiuni pentru implementarea
Acestea au fost supuse consultărilor publice pe pagina web a primăriei și direcției. Și pentru că aceasta presupune participarea mai multor actori sociali și ai factorilor de decizie, multiple domenii de implicare în realizarea potențialului tehnic și a căilor de soluționare a problemelor care se confruntă acestea la nivel municipal, am considerat extrem de important aportul mai multor entități administrative. Pentru aceasta au fost expediate inclusiv demersurile necesare. Scopul strategiei este de a dezvolta și de a consolida sectorul imobiliar pe parcursul următorilor 6 ani. Contribuind astfel la crearea unui mediu adecvat pentru a asigura evoluția fiecărui tânăr în plan personal și profesional, inclusiv a celor din grupurile cu posibilități reduse, inclusiv crearea condițiilor favorabile de dezvoltare a tinerilor, oferirea oportunităților de participare în procesele decizionale, precum și accesul tuturor tinerilor la o gamă largă și diversă de servicii pentru tineri. Deci, cum menționam, obiectivele generale sunt creșterea nivelului de participare a tinerilor din municipiul Chișinău. Asta înseamnă că tinerii trebuie să devină parteneri la toate instituțiile, primăria municipiului Chișinău, suburbiile, consiliile locale de tineret, peste tot centre de tineret, asigurarea unui game de servicii de tineret calitative care contribuie la formarea cunoștințelor, abilităților, deprinderilor, atitudinilor și comportamentelor necesare pentru integrarea cât mai reușită a tinerilor în societate. Consolidarea sectorului de tineret la nivel municipal și a mecanismului de suport în asigurarea calității lucrului de tineret. Prioritățile strategice sunt participarea tinerilor, dezvoltarea serviciilor de tineret, fortificarea sectorului de tineret la nivel municipal, eu aș spune și abilitarea economică a tinerilor, dar urmează să consultăm aceste lucruri. Sunt câteva idei pe care le-am personal în această privință. Deci, repet, strategia are la bază o analiză extinsă a factorilor și problemelor cheie care încetinesc sau împiedică dezvoltarea sectorului de tineret și al tinerilor din municipiul Chișinău, principalele angajamente asumate la nivel local și național pe sectorul de tineret, tendințe și bune practici de lucru cu tinerii la nivel internațional. Vă rugăm foarte mult implicarea tuturor entităților din primăria municipiului Chișinău, iar Direcția Educației împreună cu Centrul Municipal de Tineret să facă consultări cât mai largi în această privință pentru a avea un document cât se poate de inclusiv în acest sens. În această săptămână a mai fost redeschis sau finalizate, haideți să spunem așa, lucrările de reparații la subterana de la Ciocana. Acum urmează lucrări de reparații și în sectorul Bulcan la Flacăra, care urmează să fie subterană dedicată tematicii Cernăuți, muncim și în alte zone. În acest sens, avem foarte multe deja subterane reabilitate și în acest an vom continua cu aceste subiecte. Dar vreau foarte clar, domn Petru Brânzanin, dacă sunteți pe fir, să explicați ce au făcut nemernicii de la o companie de construcții, chiar dacă e pe terenul lor privat, cu tăierea arbuști, arbori în zona parcului la Izvor. Bună ziua, domnule primar general, bună ziua, stimați colegi. Dacă să mă refer la situația de pe terenul de pe strada Mesager 1, lunea trecută dimineața am aflat de la locatari că în seara zilei de duminică trecută au fost defrișați mai mulți copaci pe terenul lor. Terenul este proprietate privată începând cu pe la mijlocul anilor 90, de atunci a fost trecut mai multe, vândut de mai multe ori, însă agentul economic a prezentat un aviz eliberat de Agenția de Mediu pentru toți copacii de acolo. În mod normal și în mod conform regulamentului urma să fie și avizul autorității publice locale, care nu este. Noi am sesizat Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Supraveghere Ecologică și ori suntem convinși că a fost încălcată procedura de autorizare a defrișărilor pe terenul respectiv. Eu, din câte înțeleg, aceste intervenții au fost făcute cu un anumit scop. Fără a consulta autoritatea publică locală, chiar dacă este terenul lor și chiar dacă noi nu putem interveni acolo pentru a-i bloca, pentru că am văzut că au autorizații de la alte instituții de stat, acolo unde putem noi interveni. Când spun cu
aceste lucrări s-au făcut în anumit scop, rog Direcția Arhitectură să fie maxim precaută în ceea ce își doresc acei cetățeni pe acel teritoriu să facă. Și să ținem aceste subiecte la control. Nu este normal ca oamenii fie și cu scopuri de nu știu care să-și bată joc în asemenea fel de spațiu. Există diferite abordări în acest sens. Deci rog foarte mult Direcția Arhitectură, acea zonă să țină sub control special. Acolo unde putem noi să intervenim. Dacă se vor comporta așa, avem și noi unele mecanisme să complicăm viața inițiatori. Atât, stimați colegi, iată, mă întreabă cineva de autobuzul care a fost la Soroca. Da, este autobuz municipal, este parteneriatul nostru cu Ministerul Sănătății și vrem ca împreună să avem o rată cât se poate mare de vaccinare și rugăm să fie cât se poate de tolerant. Suntem toți interesați ca întreaga Republica Moldova să aibă rată de infectare cât mai scăzut. Vă mulțumesc foarte mult, o săptămână cât mai reușită tuturor.